Accesul pe stadionul Dinamo, din subordinea Ministerului de Interne, rămâne liber pentru toți amatorii de sport. De asemenea, copiii înscriși la probele sportive din cadrul clubului le vor frecventa gratuit. Asigurările vin din partea șefului clubului, Mai Ion Bucur. Acesta insistă că toate informațiile privind perceperea taxelor pentru accesul pe terenul stadionului sunt doar o tentativă de a crea un conflict artificial. La noi în club activează conform statelor mai mult de 8 antrenori la diverse probe sportive, la taekwondo, la not, la judo, la fotbal. Toți acești copii, toți gratis la noi sunt, fiindcă sunt plătiți la bugetul stat antrenori, sunt achitați. Toți se antrenează pe pistele Dinamo, tot gratis. Ion Bucur a menționat că tot conflictul a început de la un sportiv care a plătit în casa clubului intrarea pe pistă. Potrivit oficialului, această procedură este legală, prevăzută prin hotărâre de guvern, deși nu este aplicată la modul practic decât în cazuri excepționale. Situațiile de conflict apar atunci când amatorii de sport decid să facă antrenamentele în orele de noapte, iar pentru asta e nevoie să se aprindă luminile de pe piste, creând cheltuieli în plus sub diviziunii Ministerului Afacerilor Interne. De către mine nu a fost dată indicația pentru ca pistele să fie închise, să n-aibă accesul persoanele. Nu a fost așa indicație. Eu bănuiesc că acei care sunt cu muscă căciulă au intenție de a provoca clubul la un conflict oricare. Asta e bănuiala mea. Conducătorul clubului Dinamo a dat asigurări că accesul sportivilor amatori și al copiilor la infrastructura stadionului va rămâne în continuare gratis, chiar dacă instituția are nevoie de investiții pentru renovare. În această ordine de idei, președintele țării Igor Dodon a scris pe pagina sa de pe o rețea de socializare că a discutat cu responsabilii de la guvern despre prestarea în continuare a serviciilor gratuite pe stadionul Dinamo. Mai mult, șeful statului a solicitat și primăriei capitalei să identifice soluții pentru îmbunătățirea infrastructurii terenului sportiv. Totodată, Igor Dodon a cerut municipalității să amenajeze cât mai multe zone sportive în oraș, accesibile pentru toate categoriile de cetățeni. Amatorii care fac sport pe stadionul Dinamo susțin că accesul trebuie să rămână liber, deoarece mulți dintre cei care vin aici nu își permit să plătească abonamente în cluburile sportive. Părerea mea este că accesul liber la activitatea sportivă trebuie să o aibă toți în măsură egală. Mulți tineri, mai ales care vin de la țară, doresc visul lor să împlinească, să facă un sport. Ulterior, dacă noi introducem din start taxe, el nu mai are acces. Și la dâns se pune întrebarea, de unde să iau bani? Și ulterior, așa apar diferite probleme cu tinerii și au altă cale spre criminalitate, atât îți găsește un loc de muncă. Eu sunt sigur că împotrivă. Fac aici antrenamente de 6 ori pe săptămână și ar fi cam scump. S-a chit câte 90 de lei ora. Clubul sportiv central Dinamo Chișinău al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova a fost creat la 8 februarie 1993.